Situație halucinantă la Constanța. Patronul terasei din Mamaia, de unde au fost confiscate tone de alimente stricate, a încălcat din nou legea. După ce terasa, considerată focar de infecție, a fost închisă, bărbatul a desfăcut ușile sigilate din spațiile de depozitare și a mutat mare parte din marfa stricată pe care inspectorii puseseră lacătul. Astăzi, oamenii legii au mers să verifice localul și au constatat cu stupoare că spațiile de depozitare erau goale. Poliția a intrat pe fir și a deschis un dosar penal. Băi, tate, sunt sute de chile de carne. Uite-te ce aici. Bă, ăsta nu mai știa. Ia uite, fii atent cum se ține varza, bă, ea. Am văzut, dar aia omorează mă natural. Mamă. Nu mai mănânci vreodată, da? Imaginile care i-au îngrozit până și pe inspectorii pentru protecția consumatorului au dus la cea mai mare sancțiune aplicată vreodată pe litoral. Proprietarul terasei a fost amendat cu peste 100.000 de lei pentru focarul de infecție pe care îl deținea. Imediat după control, autoservirea din satul de vacanță de la Mamaia a fost sigilată de oamenii legii. Astăzi, autoritățile urmau să revină în zonă pentru a distruge cele 3 tone și jumătate de carne stricată. Stupoare însă, marfa care îl incrimina pe patron a dispărut. Mi-a mai lăsat așa câte ceva. Și curat, și ordine. Păi din ăsta lipsește jumătate. Dar nu mai mult. Și din ăsta lipsește cutiile astea, nu cred că erau aici. Sunt goale, iată. Sunt goale. Sunt goale. Da, destul, e destul. 3 sferturi din brânză lipsește. 90% din marfa pe care noi am sigilat-o a dispărut. Sigiliile, parte din ele păreau intacte, dar se vede cum anumite fire care legau ușile de camera de frig au fost secționate și probabil pe acolo s-a deschis. Trebuie închis și magazinul și pe el. Inspectorii spun că proprietarul a crezut că va scăpa de amendă dacă va face dispărută cantitatea de carne stricată pe care urma să o pună pe masa turiștilor. Așa a înțeles comerciantul să se salveze, dar eliminând corpul delict, probabil crede că sancțiunile vor fi mai mici. Să înțeleg că există din partea Inspectoratului General al Poliției Române o anchetă în desfășurare. Depășește cadrul contravențional, probabil că ne încadrăm sau se încadrează într-un domeniu penal deja. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru distrugerea sigiliilor. Terasa rămâne închisă în următoarele 6 luni.